zic că bine, cu toate că debutul în Serie A a fost un nefast, au pierdut 4-1 cu Fiorentina, dar n-am greșit la niciun gol. El se pregătește foarte intens, vrea să ducă acest campionat de Serie A la nivelul celui de anul trecut, de Serie B, adică este foarte determinat, cu gândul și normal și la europenele de la anul. Chiar vorbeam cu el acum câteva zile că se apropie meciurile naționale și spuneam, vorbeam că dacă vor reuși să adunăm cele 6 puncte puse în joc, eu zic că calificarea este soluționată în proporție de 90%. În rest, bine, a fost o vară destul de plină pentru el ca și zvonuri, ca și interes, dar planul nostru a fost de la început să nu plecăm de la Genoa, să mai rămână minim un an. Am decis doar în cazul în care venea o ofertă care nu puteai să o refuzi, atunci da, luai în considerare. A fost interes de la echipă, de la Milan, de la Inter, de la Napoli, interes confirmat și de jurnaliști italieni, chiar de jurnaliști acelor cluburi. Eu zic că este pe un drum bun, este să joci la 21 de ani titular în Serie A, nu este puțin, este chiar foarte mult. Să fii titularul naționalei, sper că s-a impus și acolo și să ne onoreze cu jocuri bune, care să-l mențină acolo, până la urmă totul depinde de el. Iar toată această pregătirea lui mentală și fizică va încununa la sfârșitul anului un sezon, eu zic, foarte bun. Andrei, crezi că Radu Târgoșin o să fie titularul naționalei României și la aceste meciuri cu Israel și Kosovo? Da, nu cred că există un fundaș central, să spun așa, cu caracteristici, cu evoluții în momentul ăsta peste Radu Târgoșin. Pe lângă prestațiile foarte reușite pe care le-a avut inclusiv la ultima acțiune a echipei naționale, rămâne cel mai solid fotbalist român în zona aceea de apărător central, mai ales că foarte mulți dintre cei care ar putea să joace acolo au schimbat echipele. Rus a schimbat echipa, Chiricheș a schimbat echipa, Burcă. Și Burcă a schimbat echipa. Și pe lângă faptul că au schimbat echipele, Burcă s-a dus în Arabia, unde acum, iată, ni s-a schimbat și nouă puțin percepția. Nu mai sunt doar cămile, sunt și super fotbaliști. Deci deja nu mai putem spune că e un campionat slab acolo. Probabil că deschiderea selecționului va fi una foarte, foarte mare pentru el. Dar acomodare, alt stil de joc. Chiricheș a și comis niște erori, inclusiv cu Norsianand, și nu are, să spun așa, imaginea unui om care poate să intre acum direct titular în echipa națională și să ai siguranță. Și atunci, eu cred că singurul om care chiar are postul bătut în cuie din tot ce înseamnă zona defensivă, pentru că portarul nu știm cine va fi, în dreapta sunt mai multe variante, în stânga la fel sunt mai multe variante, dar pentru că nu ai o soluție certă, iar alături de Drăgușin nu văd pe nimeni un candidat așa să spui, domne, ăsta va fi cu el. Da, pe de altă parte, nu știu, proiectul parcă era să ajungem să purtăm casca astronaut. Da, în... da, casca o să o purtăm, dar în timp, facem pașii mărunți. Am înțeles. Vorbeam, glumeam înainte de emisiune, da. Că nu puteai să intri direct cu mine. Să explicăm și pentru privitori, da. Cum e, da, cu casca. Am zis, când o să ajungă la Real Madrid, o să-mi iau o cască de astronaut și o să vorbesc numai în spaniolă. O să ridic casca, să zic, Jo soy Galactico, mi-aduc translator. Era o glumă. Da, era o glumă. Și făceam o glumă chiar cu Andrei, spuneam că, zic, ai mai făcut emisiune înainte să ajungi cu mine în emisiune, să nu sar direct la cel mai înalt nivel, da. Da, nu, planul ăsta este, el se pregătește pentru asta, la momentul de față este cel mai bine cotat jucător român alături de Răzvan Marin, deci și pe site-ul Transfermarkt este recunoscut ca... Nu, proiecția lui Radu Drăgușin, eu cred că e pentru toată lumea evident, adică are toate atributele să facă... E în zona Cristi Chivu
păstrând așa proporțiile, când a ajuns la Ajax. Corect. Da, ok, Genoa nu e chiar Ajax, da, dar Serie A este peste Eredivisie, adică dacă privim, sunt niște plusuri și niște minusuri pentru fiecare, dar este tânăr, este bine văzut, este curtat de echipele mari, depinde doar de el să facă, da, pasul ăla în plus, pentru că e o diferență între Genoa și, nu știu, Inter, Milan, normal, Napoli. Normal este, și dar Serie A acum a dat 3 finaliste anul trecut, e un campionat foarte puternic, zic eu. Mai este și altă problemă, el e 2002 născut, deci la noi ar fi junior, ar juca under. No. Dacă stai să te gândești, nu? În România. Deci, pentru vârsta lui, este foarte precoce. Un fundaș central se maturizează în jur la 23, 24, chiar 26 de ani. Poți să zici că e un fundaș central matur? Mie mi se pare foarte interesant că el, în zona asta așa de zvonuri, care poate să afecteze un tânăr jucător, am văzut, sunt cazuri, nu știu, Tavi Popescu să-l luăm, da? Bine, cu un patron care pompează așa artificial sume și... Chiar vreau să ridic, bine că ai ridicat subiectul. Mi se pare că mental stă foarte bine și mi se pare că l-am văzut și în dialogurile pe care le-a avut, că nu e afectat, că nu e disperat să plece de la Genoa, așa mi s-a părut. Nu e disperat și chiar vorbeam cu el și îmi spunea că îi place presiune. Deci mie îmi place să joc sub presiune, îmi place să... N-am nicio problemă când se vorbește, zice, mă hrănesc din asta, adică când sunt sub presiune, mă concentrez mai tare, joc mai bine. Când e tot așa light, nu mi se pare. Am jucat la Juventus, a debutat în fața, a avut în față De Ligt, Bonucci, Chiellini, adică trei moștri sacri. Ce trebuia să facă? Să ridice mâna, să lase de fotbal? Chiar îmi spunea, zice, frâne, du-mă să mă bag cu cei mai buni, vreau să mă bag cu cei mai buni, vreau să văd unde e nivelul meu. Dacă sunt bun, mă bag cu aia, cei mai buni. Nu sunt așa bun, o iau mai jos. În presa din Italia s-a scris că s-ar putea să se bată cu Simon Kjær sau cu Herman Petzela. N-are nicio problemă. Pentru că cei de la Genoa ar vrea să mai întărească apărarea. O apărare care deja e aglomerată ca număr de variante. Da, e aglomerată, dar nu... Vorbim de Volia cu banii care au venit din divizia B, vorbim de Alvarez ăsta care a fost la ei înainte, a retrogradat cu ei odată și a fost dat la Cremoneze, a retrogradat și cu Cremoneze. Adică chiar mi-aș dori să-i aducă pe acei jucători, pentru că competiția și pe post pe el îl motivează. Adică e mai bine să fie postul îndoielnic decât să fie sigur de postul lui, pentru că atunci te dezvolți. Oricum el este un băiat care vorbește puțin și vorbește la obiect. Nu prea este prietenos cu... prietenos. Nu-i place să iasă foarte mult să vorbească în presă, îi place mai mult să vorbească pe teren, iar programul lui, care l-avea Serie B și l-a mai spus o dată la televizor, infernal, cu minim 3-4 ore pe zi de antrenamente extra, se menține în continuare la același nivel. Apropo de acest detaliu pe care îl amintești despre cum se pregătea, ce pregătire spartană aveam în Serie B, e această discuție generată în România de Gigi Becali, care ar fi nemulțumit de faptul că jucătorii echipei sale, cei de la FCSB, se antrează puțin, am văzut și eu. Nu, acum depinde de fiecare antrenor. Nici Radu la Genoa nu se antrează cu echipa mai mult de o oră jumate, să zicem maxim 2 ore. Neamțul ăla făcea mai mult, depinde de antrenor. Dar el face, i-am spus o dată program, pleca la 9 dimineața, are micul dejun, face o oră de sală, face o oră jumate sau 2 ore cu echipa, rămâne încă o oră pe teren, lucrează picior stâng, pentru că el a jucat fundaș central de picior stâng și a simțit nevoia să lucreze și continuă de un an de zile să-și îmbunătățească piciorul stâng. Și la meciul acesta cu Fiorentina a fost fundaș central stânga? N-am văzut meciul, dar la ultimele 15 minute a jucat în dreapta. Înțeleg că el așa a fost titularizat ca fundaș central stâng. Da. A lucrat mult pentru piciorul stâng, după care mai are încă o oră și ceva de sală, vine prânzul, după care o oră jumate, 2 ore de recuperare, care iar este foarte importantă. Odată ce lucrezi atât, trebuie să te și recuperezi. Cât am fost la el, de obicei mă duceam să le iau la 4. Da, el rămâne cu antrenorii? Doar la partea de o oră după antrenamentul lui. Da. Atunci adică rămân antrenorii, pentru că și asta era o discuție, că Gigi Becali i-a spus lui Mihai Pintilișa, domnule, nu se poate, dacă
prelungim sunt antrenori secunși care rămân, cred că rămâne Gilardino acum să lucreze cu el, dar uite și Masiori, de exemplu, în zilele lui libere, de multe ori el se duce la antrenament. Își face sala, își face recuperare și cheamă. Sunt 7 masori la Genoa, la Juve erau 15, un exemplu. Și din 7, 2 rămân cu el să-i facă recuperarea, să-l maseze, să... Și e opțional pentru toți jucătorii să... Dar dacă vrei, poți să pleci la 1.5. Nu te obligă nimeni să stai până la 4. Am văzut mulți care plecau la 1.5 și o stăteam pe acolo. Dar jucau? Nu prea. Plecau la... Ești. Andrei, crezi că Vlad Chiricheș va fi convocat în echipa națională? Da, nu cred că poate să lipsească Vlad Chiricheș. Adică argumentul pentru care ai chema un alt fundaș când îl ai pe Vlad Chiricheș și apt, nu-l văd care ar putea să fie. Dacă e sănătos și dacă, bineînțeles, vrea să mai vină la echipa națională și nu cred că și-a exprimat cumva opțiunea să nu mai vină, Vlad Chiricheș este un fotbalist care nu poate să lipsească de la echipa națională. Are experiența, are și meciurile jucate în ultima perioadă și nici nu sunt atât de multe opțiuni. Adică nu e ca și cum avem acolo niște super fotbaliști care joacă în campionatele de top și îl mai chemăm și pe Vlad Chiricheș. Adică vorbeam de Burcă și de Rus, dar nu știu, Racovițan, care ar putea poate să fie o variantă, iată, comite o eroare care poate să o coste foarte, foarte puternic pe Raco. Dar nu văd așa niște soluții peste Vlad Chiricheș și în momentul de față pentru echipa națională a României. Și Vlad Chiricheș este un fotbalist care, atunci când este apt, cu experiența pe care o are și cu modul său de exprimare pe teren, poate să ajute echipa națională a României în continuare. Florin, pe tine te întreb un pic altfel. Crezi că ar trebui să fie convocat Vlad Chiricheș? Da, nu prea aș vrea să comentez eu selecția, că am mai comentat odată și... Da, normal, da, este un jucător cu experiență, un jucător care a făcut parte din... Plus că declarațiile lui Edi Iordescu au fost că el construiește echipa în jurul lui Vlad Chiricheș. Acum nu știu dacă trebuie să joace sau forma lui sportivă. Nu devine o națională cam din aceasta de dă senzații tari când te uiți la meci, dacă e construită în jurul Vlad Chiricheș. Eu sincer nu mai chemam pe nimeni din ăștia bătrâni, jucam numai cu tineri, avem niște tineri de perspectivă. Nu prea avem bătrâni la națională, în afară de care și Vlad Chiricheș a lipsit, nu știu cine. Păi Vlad e mai bătrân, nu are 30 și ceva. Burcă, da, nu prea avem foarte mult. Mai e Denis Alibec. Care mai are o vârstă? Ar mai fi Bancu, dacă îl cheamă. Da, mai sunt câțiva, adică... Nu, avem o echipă națională național de sustânără. Stanciu, hai că ușor, dacă îi spunem pe toți... Nu e niciunul trecut de... Adică sunt pe la granița lui 30 de ani. Da. Sunt în maturitate sportivă. Avem jucători tineri buni, uite, spuneai de fundaș central. Mie îmi place și Nedelcearu, joacă în Italia, a jucat meci de meci, adică... A fost la național, adică e în... Vin dintr-un campionat în care se pune foarte multă bază pe tactică și pe cum stai în teren. Eu cred că un cuplu Radu Chiricheș n-ar fi rău, pentru că amândoi vin din Italia, înțeleg foarte bine tactic jocul. Radu poate să suplinească poate deficitul lui Chiricheș de viteză sau de forță sau și invers, Chiricheș să-l ajute pe faza de construcție. Nu știu, eu cred că Edi știe cel mai bine ce are de făcut. Eu consider că echipa națională trebuie formată din jucătorii cei mai în formă, la ora meciului, cu cele mai multe meciuri, nu după ce ai fost sau că ai jucat în 1829, nu. La momentul respectiv... Să vedem dacă Edi Iordescu va accepta acest principiu cu cel mai în formă jucător la ora meciului.